Bună dimineața! O nouă partidă de pescuit. De data asta la lansete. Sperăm că vă pot arăta ceva pe tot. Dimineața frig. Nu mai putea să vă spun, pescari sunt, ca întotdeauna. Să vedeți dacă și peștele vrea să vin. Vom vedea. O frumusețe de crab, vi-l arăt imediat. Deci am mâna până aici, până la 2 metri, la un colț ăsta, ca întotdeauna mi s-a prins, dar m-am dezbrăcat de intri până la genunchi, și până la genunchi, deci nu e. Am haine, mașina, asta nu e o problemă, dar vreau neapărat să-l scot. Dacă era mai departe, vă dați seama că nu intram, Doamne ferește, apa este rece. Dar exact la 2 metri de mine. L-am scos la viralet. Pentru ce am intrat. Cât de frumos poate să fie. Era păcat. La 2 metri de mine mă duc, mă schimb în mașină, mă schimbă. O frumusețe. Ca întotdeauna, aici la mare problemă. Să sperăm că o să mai vă arăt cât de frumos poate să fie. Mamă, ce cărășor! Ce cărășor! Ce cărășui, o frumusețe, o frumusețe, rar, dar frumos.
A venit cineva din dreapta mea, domnule, ați intrat pentru un peștișor, a întăcut din gură, fiecare face ce vrea. Aici la, v-am spus, repet, era apa până genul, dar n-am vrut să mă uit nici pe pantalon, în fine. Mi-a spus, bă, nene, la un moment dat faci ce vrei. Mă bucur foarte, foarte mult că am putut să vă arăt. Am dat după el, am făcut N schimbări ca să pot să păcălesc. Dacă, și așa sunt mulțumit, dar dacă mai am încă unul, sunt foarte mulțumit. Caraș, ați văzut ce caraș? Foarte mult caras mărunt ca palma sare lângă stuf. Azi dimineață, neavând trăsături, zic, o să încerc să... Sunt niște caraș de ăsta, adică să am activitate cum ar veni. Trei arcuri am pierdut lângă stuf. Trei arcuri. Trebuie foarte, foarte aproape dat. În momentul în care ai dat, vă zic, la un metru de pătare, n-ai nicio trăsătură. Și în momentul în care o dai lângă stuf, pleacă direct în stuf. Din cauza asta trag mai tare, dar nu mai repet, că am tot repetat acest lucru. Nu dau în larg și ca la, eu știu, crescătorie, fundul apei este perfect curat, nu. Deci l-am adus să-l aduc atât, dar eram sigur, zic, trebuie să se întâmple ceva. Aș fi vrut să vă arăt trăsătura. Mereu mi-a promis fiul meu când dă încărcător și o să țin în permanență telefonul deschis. Să vedeți și dumneavoastră. Tot ceea ce e legat de pescuit o fac eu. Am pun culisant. În momentul în care a tras, nu a simțit, a plecat cu apă. E, când a simțit greutatea plecând pe o anumită porțiune, i-a dat una la lansată de zburată sus. Era sigur că este pește mai răsărit. Dar în fine, am îmbrăcat înapoi, mă aștept, am prosoape, dar ce nu am în mașină, am de toate, îmbrăcăminte și pentru iarnă și pentru vară. Mai râzi, mai glumești. Dacă iar vine să mă întrebe la ce dau, cum dau și... Adică de azi dimineață n-am văzut nicio trăsătură, la fel, zic și eu, n-am văzut nicio trăsătură, dar zic, schimbați! În fine, vom vedea mai departe. Arăt? Frumuseți. Cărășoi! Cărășoi de cărășoi! Am mai încă 30 de ani.
Mă bucur foarte mult că vă pot arăta. Scăpata din aur 1, o frumusețe de țesutură. O frumusețe. Nu știu ce era, de ce să vă mic, că era crap, că era doar mic. Nu, tras în sec. Efectiv am tras în sec. Da, păi, dacă i-aș prinde pe toți, doamne, nu, scapi, prizi, ratezi de nu-ți vine să crezi, intri în apă după el la un metru, bine că a rămas acolo, de obicei, în momentul în care te trage odată, dar n-avea ce să rupă, foarte rar, v-am spus tot ce de pescuit fac. Nu asta e. Rar de tot. Rar. Un caras frumos de tot. Și caras, și ciortan. Dacă din 10 trăsături ai luat o pești, ești bucuros. Vedem mai departe. A ratat unul adineori. După ce că trage și rar, mai și ratez. Ce că abia trage. Mai și ratez. Asta e. Nu știu câte ceasuri, dar cum v-am obișnuit, niciodată nu voi sta 12:30, maxim 1. Și tot boseli. Să sperăm că mai iau, dacă 2-3 care aș mai întrebă, mi ajung. Știi că a fost, chiar și este o partidă frumoasă, Doamne ferește. Mă așteptam să mai am o trăsătură de ciorpan. Sincer. Am dat după el. Deci dacă... Nu a fost să fie, asta e. Le-am dat mâncare la niște pui de câine. Nu... Am avut mâncare de acasă și le-am dat lor. Nu mai plac de ei. Ah, fine.
repeta pescuitul nu înseamnă neapărat să prindem pește. Neapărat. Și stau câteva ore relaxat. În natură, liniște. Aer curat. La undiță e cu totul altceva. Până acum umblam. Acum, așa la lansetă, aștept să tremure cu ghilimelele de rigoare bambina. Schimb. Ne-ai aruncat bine, o dai mai în dreapta, mai în stânga, mai în față, mai la... Pe cineva v-a spus în dreapta, n-a avut o trăsătură de azi dimineață. Nu pește, trăsătură. În fine. Să sperăm. Că mai bine cât un rătăcit. Până i-am dat drumul la telefon, până asta e. Asta e. Dușmanul că abia aștepta. Stai! Am mai luat un caras, am mai ratat încă unul, nu știu dacă am ratat 3-4, am dat un ratat, dar în rest am prins. Foarte rar, foarte rar. Foarte rar. Obișnuit să am un ritm mai mare. În fine, dacă mai este, dacă dă un ciortan, o să vi-l arăt la fel, în direct. Aștept filmarea când m-am dezbrăcat. A rămas decât când are ciortanul. În orice caz, nu vreau să... M-am uitat pe filmare și...
și oi. Cam așa mă distrez. De asta, după, sunt mai mare, ai, măcar ai ce alege din în fine. O să vă arăt la final, să las bateria și pentru final. Am început să strâng, mai am 3, dar cât de cât să se zbânte. Bine, cu asta să nu alunec și așa. Am șters, când am intrat în apă, am șters. Trebuia să pun interzis. Aoleu! Așa nu e un noroc. Vedem? Câțiva cărășii, să stăm. Azi, super partidă, numai faptul că... Ridicăm sus. Și vi-l arăt. În sus. Moarte. Spă. Imediat cu ochii la... Că așa mi se întâmplă mai mereu. De câte ori? E pe plecare de atâta ori. Așa. Imediat vă arăt. Imediat o secundă să aranjăm. Că trebuie să le facem și fotografii. Partidă scurtă. O frumusețe de pește. O frumusețe. O frumusețe. O frumusețe. Care să vă arăt și dumneavoastră, dar stați așa ca să pun nou. Parcă a tremurat-o puțin. Ca să vedeți și dumneavoastră care să. Cât de frumos poate să fie. Imediat. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. 1, 4, 6, 8, 9, 10 care. Fine. Plus ce am scăpat, plus o minunăție. Pește. O minunăție stai acolo. Nu sunt eu așa de bun cu filmatul, dar să aveți dumneavoastră idee cât de frumos poate să fie. O zi frumoasă vă doresc, numai bine!